Este greu, dar se poate și în România. Ce anume? Orice. De exemplu, să crești arbuști fructiferi pentru zmeură, mure și coacăze ca să mâncăm fructe din România. Până la boabele catifelate și aromate însă este un drum spinos. Raluca Alhadad a încercat să afle cum arată zmeura înainte de a fi zmeură. Pentru campania Focus și Prima News, susținem România, mănâncă românești. O vedem așa. Pe rafturile magazinelor, pe marginea drumului, în cornete de hârtie vândute de comercianți ambulanți, câteodată o culegem chiar noi, în timpul plimbărilor prin pădure. Sau așa. Dar nu ne-o imaginăm niciodată așa. Gabriela Kim însă a avut o viziune. Așa că singura lui variantă ca să-și poată transforma visul în realitate a fost munca, pe brânci. Prima investiție, 14.000 de euro, pe care nu i-a avut, dar și-a vândut casa. Iar proiectul l-a început împreună cu familia, 4 oameni în total. El, mama, tatăl și o altă rudă îndepărtată care a rămas până astăzi cu ei. Scopul lor a fost să facă o pepinieră de fructe de pădure, care există astăzi după 16 ani și are 52.000 de metri pătrați. Povestea începe în anii 2000, când student la agronomie fiind, Gabriel făcea rost de bani ca taximetrist. Apoi a plecat din țară, a ajuns în Spania și a lucrat prima oară în acest domeniu. A învățat lucrurile practic. Mi-a plăcut și în 2007 m-am întors aici pe o suprafață relativ mică. Aveam un rând, un kilometru, un singur rând. Am prins drag, m-am informat din ce în ce mai mult și de la rândul ăla am ajuns undeva la vreo 28 de kilometri liniari de plante. Visul nostru a fost să ne facem un loc ușor într-o zonă mai retrasă de București. Am vândut și cu banii din construirea acelei locuințe care nu era gata, am luat decizia să o vindem ca să ne putem desfășura aici. Soția i-a fost în permanență alături. Și mulțumesc din suflet că a fost lângă mine. Ea muncea ca să aducă ceva venituri să putem susține. Eu munceam aici pentru că eram de dimineață până seara. Dar totul a fost foarte greu. În primii ani nu au câștigat nimic, doar au pus bani din buzunar. Acum are o cifră de afaceri de 150.000 de euro anual. În 2008, ca să lucreze toate rândurile, aveau nevoie de 3 zile a câte 12 ore de muncă. Acum au un tractor care face totul în 3-4 ore. Nu cred că aș mai putea să o iau de la început. A mai avut și alte piedici. În România nu era decât un singur soi de zmeură, iar oamenii nu au încurajat deloc ideea. Erau obișnuiți ca în Bărăgan culturile să fie de porumb, grâu, floarea soarelui. Și mâna de lucru era inexistentă. Au fost nevoiți să învețe ca să devină profesori pentru viitorii lor angajați. Mai ales că o cultură în aer liber este mult mai greu de menținut decât una în condiții controlate, mult mai productivă. Trebuie să le împărtășim din experiența noastră, pentru că mulți clienți vin și achiziționează de aici, de la Fundulea, pentru că au nevoie de sfaturi. Zmeura, spre deosebire de mur, se lemnifică pe exterior și chiar recomand tuturor clienților să secționeze materialul săditor în interior după plantare pentru a se asigura că el în interior este verde. Trageți-i aici o farfecă, ăsta e bun, că-s curioasă acum. E bun? E verde, e bun. Îl punem acolo? Da. Acum plantele abia încep să iasă din pământ, dar în câteva săptămâni vor avea 1,5 metri. Pare că e ceva secetos și că e uscat pământul, dar văd că sunt niște plântuțe. Da. Are aspectul de uscat pentru că aici se irigă prin tubul de picurare. El de desubt e destul de ud, dacă observați. Gabriel crede cu tărie că orice efort merită făcut și ar trebui să mâncăm cât mai mult din România. Toți ne-am dorit să facem ceva la noi acasă. Cred că toți ar trebui să consumăm produse, dacă nu românești, locale, pentru a încuraja producătorul român. Trebuie să consumi românește pentru o sănătate mult mai bună, pentru a-ți încuraja producătorul local, cum o fac atâtea țări. Acestea sunt căpșuni, afin, soiul duche, smeura galben, citria și soiul arapaho de mur.